însemnat totul. A fost oxigenul meu, a fost viața mea. Prin ea am trăit, prin ea am respirat. Prima dată când am început, am început până la 8 ani. Am luat-o ca o joacă. Am zis că, ia să văd și eu cum se poate cânta cu acordeonul. Și din momentul ăla, cred că am cântat o jumătate de zi, așa ce, ceea ce mă ducea pe mine mintea în momentul ăla, deci numai și nu cântase niciodată cu acordeonul. Și de la 8 ani am început să-mi placă să studiez.